S-a născut la 28 iunie 1940 în satul Ghereiești din județul Neamț, într-o familie cu 7 frați. A urmat școala generală în satul natal, unde a avut dascăli care i-au insuflat dragostea pentru învățătură. Sămânța gândului de a merge la seminar a încolțit în mintea copilului crescut în credință, atunci când îl urmărea la liturghie pe părintele Ioan Jigmund, la biserica din sat. Mi-aduc aminte cu mare bucurie de marii copilăriei și mai ales de altar, de banca de împărtășanie, de întâlnirea cu colegii mei în jurul bisericii, de faptul că participam la anumite celebrări care mă impresionau pentru că vedeam în preotul ce slujea un om care cu adevărat se vedea că se dăruiește, că transpiră. Și sigur că m-am întrebat în momentele alea că rețin bine, oare n-aș putea face și eu așa ceva. După ce a absolvit 7 clase la Ghereiești, a urmat școala de cantori, pentru că gândul de a deveni preot era tot mai prezent pentru tânărul Petru. A intrat la seminarul catolic din Iași, iar în 1965 a fost hirotonit preot la Alba Iulia. În jurul meu erau foarte multe probleme. Părinții mei, frații mei erau foarte agitați, tulburați, anchetați, iar eu mergeam mai departe liniștit în drumul pe care l-am ales. Noi am intrat cu mult entuziasm și fără să regretăm niciodată. Mai mult de jumătate din preoții noștri erau în închisoare. Sigur, pentru noi parcă era un fel de stimulant, pentru alții probleme. Dar noi am mers mai înainte, sigur că am mers și preot, în 1965 și după aceea în activitatea mea am ajuns la seminar. Primul loc de apostolat a fost parohia Barticești, apoi a fost vicar parohial la Rădăuți. A predat teologie morală la seminarul catolic Sfântul Iosif din Iași, iar din martie 1975 a fost numit rector al seminarului și a contribuit la schimbarea structurii de învățământ și la mărirea numărului seminariștilor. La doar 38 de ani, preotul Petru Ghergel este numit administrator apostolic, ordinarius al diecezei de Iași, o dieceză mare și cu multe probleme. Era un prim pas spre normalizarea situației ecleziale, deoarece de la arestarea episcopului titular Anton Durcovici, dieceza fusese condusă doar de ordinarii substituți. La momentul numirii sale, dieceza de Iași avea un număr de 78 de parohii organizate în două decanate, de Iași și Bacău, în care lucrau circa 100 de preoți. M-am întrebat de ce eu, la vârsta asta, când erau așa de mulți în jurul meu, care erau pregătiți, trecuseră printr-o școală a vieții, am zis că Dumnezeu vrea neapărat să folosească pe unul, ca nu el să lucreze, ci Dumnezeu să lucreze prin el. Adică prin mine. Sigur că am acceptat, m-am bucurat ca să împlinesc această misiune, nu ușoară, dar n-am avut niciodată teamă de nimeni, nici că mă amenințau să fiu închis, nici că mă vor spune la Sfântul Scaun. Mergeam înainte pentru că aveam în jurul meu un număr mare de preoți tineri și plini de entuziasm. Papa Ioan Paul al II-lea l-a ales și l-a numit pe monseniorul Petru Ghergel ca episcop de Iași la data de 14 martie 1990. Consacrarea a fost oficiată la seminarul din Iași la 1 mai în același an de către cardinalul Angelo Sodano, delegat al papei Ioan Paul al II-lea. Având mereu în spatele meu o imagine, această imagine era imaginea episcopului nostru Anton Durcovici, care am auzit că și-a pus toată viața lui pentru dieceza noastră, pentru familiile noastre, pentru copiii din dieceza noastră. Și a murit pentru toți, dând un exemplu cu adevărat de curaj. Viața catolică diecezană a luat un nou avânt odată cu numirea ca episcop a preasfințitului Petru Ghergel. A fost reorganizată dieceza de Iași și au reluat activitatea sau au apărut numeroase instituții bisericești, s-a reluat învățământul religios în școli. S-au înființat mai multe instituții de învățământ catolic în Moldova, precum și instituții cu caracter social.
După anul 1989 a început construirea unei noi biserici lângă catedrală și au fost înființate trei noi parohii pentru credincioșii din Iași. Catedrala nou construită a fost sfințită la 1 noiembrie 2005. Acum, împlinind acești ani, pășind în cel de-al 30-lea an, practic drumul meu de slujire se apropie de acum de a fi încredințat și altora care au crescut în această perioadă. Perioada în care s-au săvârșit foarte multe, s-au realizat foarte multe și avem astăzi un cler care este răspândit pe întregul pământ. Putem spune că suntem prezenți nu numai în Europa, ci și în alte continente cu preoții noștri. Sigur că ei vor continua mai departe această activitate de a-L face cunoscut pe Dumnezeu aici, la noi și de aici și în alte părți. Le mulțumesc tuturor celor care au stat alături de mine, care au voit să se asocieze la gândul pe care eu l-am ales ca și episcop, ca toți să fie una. Stând în jurul meu, tuturora le mulțumesc pentru că această misiune a mea a fost misiunea tuturor. Viața diecezei de Iași este astăzi una vie în care păstorul își conduce cu grijă turma care i-a fost încredințată și la care poate nici nu a visat copilul din Ghereiești, pentru care singura dorință era aceea de a-L sluji pe Hristos. Ca să ajungă Sfântul Părinte la noi, iată, în anul acesta, gata suntem să-L primim, să ne cheme la un lucru care continuă, de fapt, vocația pe care eu am ales-o ca tot să fie una, să mergem împreună.